Nu o să-ți vină să crezi ce descoperire au făcut scafandrii lângă ruinele Titanicului. Băieți și fete, astăzi este o zi mare pentru că am primit o veste mare. Scafandrii au făcut o descoperire uimitoare lângă Titanic. Hai să vedem care e treaba cu videoclipul ăsta, pentru că și eu, la fel ca voi, sunt foarte, foarte curios. Au trecut 110 ani de când... Let's go! Ok! Nu, let's go! Doamne ferește că s-a întâmplat chestia asta! Cel mai faimos naufragiu din lume este învăluit în mister. Let's go! Atât de mult încât continuă să fascineze scafandrii, oameni de știință. După atâta timp, băi, și fete, voi vă dați seama. Fani ai Titanicului din întreaga lume. Fan ai Titanicului, eu sunt fan al Titanicului. Dar bănuiesc că acești oameni au un motiv pentru asta. De când Titanicul s-a scufundat, expedițiile au străbătut apele adânci ale Atlanticului de Nord pentru a localiza epava. Exact, frate, știți că știm toți că ne-am uitat la videoclipurile astea, s-a localizat după foarte mult timp, după ani de zile sau cât mai exact cât timp. A fost descoperită destul de recent, în urmă cu doar 37 de ani. Bă, deci vă dați seama, peste 70 de ani a fost descoperită, au căutat-o 70 de ani! Dar de atunci, mai multe expediții au continuat să coboare acolo pentru a explora și evalua epava. Mai știm cine a coborât recent acolo, Dumnezeu să ierte, băi și fete. În 1998, un scafandru cunoscut sub numele de Paul Henry Nargiolet a observat... Frate meu, eram tovarășim. ...un sunet ciudat în apropierea epavei Titanicului. Un sunet ciudat era de blup. Fiind un sonar, el a primit semnale clare că ceva masiv se află pe fundul Oceanului Atlantic, în apropierea locului unde se afla epava. A, deci, cred că asta a descoperit Titanicul, gen, asta încearcă să ne spună? Timp de 26 de ani, nimeni nu a putut identifica sursa. Imaginile sonarului au arătat că este ceva de dimensiuni semnificative, iar oamenii de știință au crezut că ar putea fi chiar o altă epavă. O altă epavă, fix lângă Titanic. Mamă, frate, că era, bă, vă dați seama că oceanul e gigantic, bro. Care erau șansele din tot oceanul ăsta, din tot carul cu fân, să pice două aci în același loc? Misteriosul semnal a rămas neidentificat până de curând. Până de curând era un submarin. Când o echipă de scafandri a reușit să localizeze zona din care aceasta provine. Spre surprinderea lor, nu era o altă navă scufundată, ci mai degrabă un uriaș recif de corali plin de viață. Oh! Recif de corali plin de viață? Misterul a fost dezlegat printr-o expediție condusă de Ocean Gate Expeditions. Ocean Gate, știm cine sunt Ocean Gate. O companie specializată în scufundări la mare adâncime. Da... Rup pe specializare și de la Ocean Gate. Nu s-a întâmplat nimic suspect. Membrii expediției au fost surprinși de posibilitatea ca viața să se dezvolte la mai mult de 2900 de metri adâncime. Reciful este dens și plin de viață. Are o gamă largă de bureți, corali bambus, alți corali de apă rece. Mamă, ce frumos, bro! Curtiți și chiar pești. Ca în Minecraft. Reciful de coral este numit provizoriu Creasta Nargiolet Fanning, în onoarea echipei de scafandri care l-a localizat. Let's go, baby! Dacă crezi că toate astea sunt normale, mai gândește-te! Bă, ia vedeți! Locul în care se află epava Titanicului este întunecat. Aproape nicio rază de soare nu ajunge acolo. Bă, ce unde se ajunge? Principala sursă de lumină o reprezintă peștii bioluminiscenți, de exemplu. Potrivit echipei de scafandri de la Ocean Gate Expeditions, Ocean Gate. Această descoperire din apropierea epavei Titanic va aduce o schimbare profundă în ceea ce privește studiile vieții marine de mare adâncime. Iar această analiză nu se va opri aici. Ocean Let's Gate go, baby. Expeditions își continuă explorările. Bă, mă simt așa de ciudat să mă la videoclipul ăsta, fraților. Știți ce e Ocean Gate? E submarinul ăla de... s-a implodat. Pe epava Titanicului în 2023. Compania recrutează scafandrii care sunt interesați să se înscrie în programul său și să ia parte la aceste descoperiri interesante. Adică, da. Cine nu și-ar dori să-și petreacă după amiaza explorând minunile Titanicului? Doamne frate, e real ce se întâmplă, cine nu și-ar fi dorit, da? Rămășițele Titanicului fac obiectul multor studii recente. Toți acești ani de colectare a datelor au dus la niște proiecte destul de interesante. Ia să vedem. Pentru prima dată, evoluția epavei Titanicului poate fi văzută într-o animație 3D. Mamă! Simulările arată cum era Titanicul atunci când s-a scufundat pentru prima dată în Oceanul Atlantic, în 1912, până la starea ruinelor navei de astăzi. Bă, uitați-vă, n-am vă dat seama, face, a fost mâncat de chimicale, de bacterii. Sub o stâncă, cu siguranță ai auzit de acea noapte tragică de 14 aprilie, când RMS Titanic, cel mai mare transatlantic din lume, cunoscut și sub numele de nava nescufundabilă, și-a început prima călătorie din Europa spre America de Nord.
După cum spune povestea, nava a lovit un iceberg și s-a scufundat în doar câteva ore. Știm povestea. Ia peste 1500 de suflete care se aflau la bord. Mulți oameni nu au putut înțelege explicația dată pentru această nenorocire. La urma urmei, era posibil ca o navă nescufundabilă să se rupă atât de ușor? Nu-i chiar atât de ușor, sora mea, că pe la urmă e un iceberg, adică mai ca și cum am luat eu și am rupt-o, a rupt-o un iceberg. Poate că acesta este unul dintre motivele pentru care tragedia a captivat oamenii atâția ani. Exact. Abia în 1985, locația Titanicului a fost descoperită 1985. Prima dată. Nava a fost găsită de echipa oceanografului Robert Ballard, iar descoperirea sa a zguduit complet lumea. Cercetătorii și oamenii din întreaga lume au fost fascinați să vadă ce s-a întâmplat cu cel mai faimos naufragiu din lume. Bro. Din păcate, din cauza limitărilor tehnologice, expediția lui Ballard a fost extrem de limitată. Ei au putut vedea doar coca și puntea Titanicului, dar ei au putut observa ceva deosebit de important. Oricare ar fi fost cauza naufragiului, nava fusese într-adevăr ruptă în jumătate înainte de a se scufunda. Ok, asta era vreo întrebare sau ceva de genul, adică era vreo suspiciune? Ballard își dorea cu adevărat să înțeleagă cum să oprească deteriorarea ruinelor navei și să recupereze numărul masiv de obiecte personale împrăștiate pe fundul oceanului. Mamă, și cum? Și-a făcut chestia asta? Astea sunt gen obiecte de pe Titanic? Imaginează-ți că ești unul dintre primii oameni care au văzut Titanicul la mulți ani după ce acesta a dispărut pe fundul oceanului. Mi-am imaginat. Ballard spune că a fost, pe cât de șocant, pe atât de emoționant. Pe zona plină de resturi din jurul epavei, oceanograful a descoperit o multitudine de obiecte mici și obiecte personale. Acestea au fost primele expediții până la Titanic, dar ce cu tare. Siguranță nu au fost ultimele. James Cameron este un alt pasionat de povestea Titanicului. Poate că mulți nu știu, dar acesta este același James Cameron care a regizat filmul Titanic. Până... Oh, știam eu că știu de undeva numele ăsta. Astăzi el s-a scufundat de peste 33 de ori pentru a vizita ruinele navei. Asta cum a reușit, bro, și aia n-au reușit. Continuă să o facă. Cameron a devenit foarte implicat în echipa de experți și oameni de știință care analizează și evaluează ruinele navei. Da, să știți eu că gen, să vă explic așa puțin oceanografie, cum zic ăștia. Nu poți să te duci pe Titanic cu cu scafandrii, nu mai aveam voce. Pentru că trebuie să fii într-un dispozitiv, față într-o daia, pentru că la minus 3000 de metri, dacă ai ieșit acolo, a explodat. Ți-a explodat corpul, ești ca în spațiu, știți că este o presiune mult prea mare. Gândiți-vă, nu știu dacă vreodată, a stat sub o apă de 5 metri sau ceva de genul, băi, simți o presiune foarte, foarte mare, vă dați seama, la 3000 de metri, ești nebun, ești mort. O mică anecdotă. El spune că a acceptat să regizeze filmul Titanic doar pentru a putea vizita epava de câte ori dorea. E posibil să se fi scufundat acolo mai des decât oricine, dar Cameron a fost un actor cheie în evoluția studiilor și conservarea epavei. Let's go! Bravo, Cameron! De fapt, regizorii au fost cei care au ajutat la evoluția filmărilor la adâncime. Au mai spus asta. Locul unde se află epava este întunecat, iar vizibilitatea sub apă este diferită de cea de la suprafață. Expedițiile aveau nevoie de cantități uriașe de lumină pentru a vedea la doar câțiva metri înaintea lor. Imaginează-ți cum ar fi să încerci să surprinzi în detaliu o întreagă epavă. În explorările epavei, Cameron a pilotat un vehicul robot inovator echipat cu camere de... A pilotat el? ...în altă definiție și a dezvăluit spații din Titanic pe care nimeni nu l-a mai văzut. Ah, și pentru a face documentarea Titanicului și mai dificilă, atunci când epava navei a fost redescoperită de oamenii de știință, aceasta era deja acoperită cu rugină roșie, ceea ce a făcut și mai dificilă captarea unor imagini bune ale navei. Bro. Culoarea roșie nu se reflectă bine sub apă, din păcate, pentru echipa de regizori nerăbdători care încercau să obțină imagini ale Titanicului. De la distanță, totul arăta ca o ceară maro-roșcată care picura peste ruinele navei. Dar, lăsând ceară la o parte, aceste structuri în formă de țurțuri au fost identificate ca fiind colonii mari de microorganisme. Oh my god, eu în locul vostru aș pleca de acolo. Din nefericire pentru epavă, aceste colonii au fost identificate ca fiind bacterii consumatoare de fier. Așadar, logic. Titanicul găzduiește o biodiversitate mai mare decât atunci când plutea. Cine ar fi crezut că atunci când o navă se scufundă, ia cu sine un număr enorm de bacterii? Dar dacă...
Cine ar fi găsit? Șocant! Că stai să te gândești, asta are sens. Suprafața planetei are un alt tip de biodiversitate decât fundul oceanului. Se știe că navele transportă specii variate de viață marină dintr-o parte în alta globului. Mamă, ce mișto e alea asta. Ceea ce poate nu am bănuit este că acest lucru s-ar putea întâmpla și într-o logică verticală. Adică, atunci când o navă se scufundă, ia cu sine mult mai mult decât propria sa structură. Da, corect. Ia și sufletele oamenilor. Tipul de bacterii pe care Titanicul le-a adus pe fundul oceanului nu a existat anterior acolo. Și chiar dacă ne-am fi așteptat ca bacteriile să nu prospere în condiții atât de dure pe fundul oceanului, iată că s-a dovedit exact contrariul. Bravo, băi, bravo! Microorganismele cu aspect de rugină care au invadat Titanicul amenință grav starea epavei. Aceste colonii de culoare roșie pot mânca până la 200-300 de kilograme de fier pe zi, ceea ce face din Titanic... Băi, ești de... Ok, dar are o tonă de... Cu un restaurant colosal pe fundul oceanului. Mamă, ce bolan pe ele! Dar, fraților, cred că... Nu prea contează, adică Titanicul are nu știu câte milioane de tone. De când oamenii de știință au făcut această descoperire, au existat multe speculații cu privire la speranța de viață a epavei. Unii au estimat că epava nu ar mai supraviețui mai mult de 50 de ani, din cauza ratei de creștere a acestor bacterii. Bă, doar atât? Dar nu te teme! Potrivit echipei de cercetare a lui Cameron, epava nu se duce nicăieri. Cel puțin nu în curând. Exact, fraților. Bă, na, trebuie să faci un calcul matematic să-ți dai seama. Absolut șocant, chiar nu mă așteptam, gen, adică mă așteptam să fie bacterii, dar nu da să mănânce 200-300 de kilograme de fier.